Inițiativa România, o să vă spun în calitate de membru fondator, să numim de membru fondator a Inițiativei România, pentru că ne-am dorit un grup civic care să aducă ceva nou pe piața ONG-urilor și asociațiilor de acest tip în România, și anume tratarea unor subiecte serioase de interes public într-un limbaj foarte accesibil care să ajungă la cât mai multă lume din țară. Sunt aici pentru valorile în care mă regăsesc, pentru oamenii, pentru proiectele organizate, pentru că cred într-o Românie mai bună. Pentru că avem valori comune și proiecte foarte interesante prin care putem construi comunități puternice. Eu cred foarte mult în puterea cetățeanului informat și simt că astfel putem atinge potențialul României. De 27 de ani aștept ca societatea asta în care m-am născut să devină una normală. Și de la Roșia Montană și de la colectivă încoace, lupta a devenit aprică și mi se pare că Inițiativa România îndeplinește un rol foarte serios în lupta asta. Oamenilor buni implicați civic, cărora le pasă și care au schimbat în bine, după puterile lor, strada, orașul, cartierul sau țara. Este o pledoarie și o chemare. Aveți energia și curajul să faceți pasul de la implicare civică la implicare politică. Iar celor care au făcut acest pas, deja, în București sau în țară, le spunem, lăsați deoparte orgoliile, lăsați deoparte mizele mici și meschine, subiectele care dezbină, lăsați deoparte vechile certuri. Odată cu implicarea în politică vine responsabilitatea, responsabilitatea față de oamenii pe care vreți să-i reprezentați. M-am alăturat Inițiativa România încă de acum 2 ani, la începutul ei, în dorința de a găsi un loc în care să pot schimba ceva, să schimb modul în care se face politică în țara asta, să schimb modul în care lumea privește implicarea civică. Asta pentru mine, cât și pentru copiii mei pe viitor. Pentru că România se schimbă și cu mine. Fi parte din schimbare, ia parte la Inițiativă. Am ales să fac parte din acest grup pentru că mi-am dorit o schimbare și Inițiativa România mi-a oferit cadrul perfect de unde să încep. Inițiativa România este un punct de convergență. Anul acesta, în proiectul Contract România, am reușit unificarea societății civile într-o singură voce, o voce puternică. Acum suntem mai puternici ca niciodată. Astăzi 9, mâine din ce în ce mai mulți. Nu am crezut în ONG-uri și nu am considerat niciodată un ONG până la evenimentele care au declanșat protestele de stradă în urma dătării ordonanței de urgență 13. Nimeni nu se naște cu o răspundere. Răspunderea o luăm în brațe atunci când ne lipsește ceva sau cineva. Cum păstrăm, cum conservăm emoția, energia, determinarea străzii pentru mai mult de câteva săptămâni? Suntem un grup foarte bine închegat și fac parte dintr-un colectiv de oameni profesioniști care se implică emoțional în tot ce fac. În același timp, toate proiectele pe care le facem noi sunt duse la capăt, au un rezultat palpabil. Am
fost Mata Hari pentru Vadim Tudor. Acum sunt fata lui Soros pentru mulți sau unii, cărora nu le place ce facem noi în Inițiativa România. Mie îmi place ce facem aici și este o muncă de dragoste. Mi-a oferit un cadru organizat cu obiective foarte clare și o misiune în spațiul de bună guvernare, stat de drept, o lege pentru toți și luptă anticorupție în contextul a ceea ce se întâmplă în acest an. Asta de 2 ani. Îmi place foarte mult organizația, îmi place energia grupului ăsta, îmi plac proiectele. Am convingerea că fiecare dintre noi poate schimba ceva, putem face ceva. Acum și pentru noi și pentru copiii noștri, este clar că schimbările sau lupta pe care o ducem acum nu este pentru pe termen scurt de o zi, două, un an, doi, ci este pe termen mai lung de 10-15 ani. Dar trebuie să avem rezistența și puterea de a continua. În Inițiativa România sunt oameni mișto. Oricare ar fi definiția ta de mișto. Sunt oameni care muncesc foarte mult, sunt toți voluntari, dar nu există nicio doză, nici măcar un gram de amatorism. Tot ce facem, sunt foarte serios, distrându-ne și muncind.